Salutare tuturor și bine ați venit, băieți și fete, la un nou episod. Filmez intro-ul ăsta înainte de episod, pentru că, da, nu știam exact ce o să întâmple, ce o să fie video, dar cred că vă dați seama ce o să facem. V-ați văzut și în timp, a apărut noul Mystery Shop. Mystery Shop la care eu am să o reducer de 70% și am luat deja toate costumele veți imediat ce am luat, dar ce am mai spart diamante și ce costume mi-au mai picat. Am emis serios ăsta în temă cu One Punch Man, ați văzut și voi, am luat cam tot ce putea de aici, o să vedeți oricum pe video exact ce și cu. Așa. Și o face o spage la nou event la costumul ăsta din noi, am luat deja costumul și buta, dar am pierdut filmările din păcate, aia e. Dar o vedeți ce am mai luat eu de pe aici, ca să vă fie clar. O vedeți în filmare ce și cum eu mai picat. Bun, vă urez o vizionare plăcută și ne auzim data viitoare pe nou clip. Sper să vă placă și haideți să strângeți mai acolo încă 2000 de like-uri de acela. Ultimul clip am reușit să strângem 2000 de like-uri, vă mulțumesc foarte mult, n-am mai strâns mult 2000 de like-uri la un video. Așa că dacă v-ați lăsat susținerea și pe clipul ăsta, o să mai vină multe alte clipuri de genul. Totodată, nu uitați, în seara asta la ora 9, ora României, eu alături de King Sebi și restul băieților din squad, Zeus, Philip, o să jucăm la Free Fire Pro League, finala zonei A, final chiar dacă o să ne plasăm locurile 1 sau 2, o să trecem mai departe în League Circuit, unde o să ne batem pe echipe mari precum Vasta Mundo și multe altele, ce ar fi genial. Deci haideți la ora 9, veniți la o live, o să fim direct aici pe canalul meu de YouTube, așa că fiți pe fază, dați acolo ca să fiți notificări, vă reamintească când începe live-ul, așa, și haideți să ne susțineți acolo ca să facem un rezultat cât mai bun. Vă las clipul video. Ciao, ciao! You like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a cold thing. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. 'Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. 'Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud.
sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe to find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're